începe curând. Invitatul din seara asta este Simeon Pop, care face un doctorat în antropologia creștinismului la Central European University. Și ce să mai lasă, adică face un doctorat care a început acum mulți ani și pe parcursul căruia a făcut o grămadă de teren. Spuneam că lucrează pe antropologia creștinismului și în ultimul timp a devenit interesat de de mobilizările politice, mobilizările religioase și politice, și las pe el să vorbească. Mulțumesc. Se aude? Mulțumesc, Cătălina. Mă bucur tare mult că sunt cu voi în seara asta, mai ales că văd foarte multe echipuri de prieteni și sunt foarte motivat să fiu cât mai bun. Promit că voi termina doctoratul. Sunt în ultima fază de... Deci e o promisiune publică solemnă. Într-adevăr, am făcut, ca să spun câte ceva despre mine, am început masterat și apoi doctoratul la Central European University pe o teză de antropologia creștinismului. La masterat am lucrat foarte mult pe mișcările evanghelice sau neoprotestante, cum se spune în spațiu, mai ales est-european. Iar apoi la doctorat am început să lucrez pe ortodoxie, mai ales în Transilvania. Și în mod special m-au interesat mișcările de revival ortodox din zonele urbane transilvanene. Pentru că mi s-a părut că, și o să vedeți și în prezentarea mea, o să simțiți nemulțumirea mea, că de fapt creștinismul urban în România este foarte puțin studiat și cu atât mai mult cel din Ardeal. Dar în același timp am participat și în peregrinaj, am fost și în multe sate, cunosc foarte bine viața religioasă sătească, ritualurile, tipurile de liturghii. În seara asta, sper să... E o prezentare mai degrabă cu un caracter explorator. Sper să-mi iasă. O să încerc să vorbesc despre cercetarea mea academică, bineînțeles, și despre expertiza mea în domeniul antropologiei creștinismului, dar mi-ar plăcea foarte mult să leg această expertiză de cunoașterea publică, să o numim așa, de tipul de cunoaștere în care noi toți oameni cultivați și cetățeni suntem interesați. Și uimirea mea este că de fiecare dată când, într-un mod sau altul, religia reapare într-un mod impetuos în spațiu public, observ cu uimire, de fapt, cât de puține lucruri știm despre dinamicile religioase din România și mai ales despre dinamicile creștinismului românesc. Aici e și o tară care ține de felul în care s-a aranjat cunoașterea academică în România în ultimii 30 de ani, uite, au trecut deja 30 de ani, în sensul în care, în general, religia e împărțită ori între un discurs hegemonic al teologiei, da, și care e un discurs mai degrabă normativ despre religie și creștinism, iar în zona științelor sociale, cu foarte puține excepții, cercetătorii nu sunt prea interesați în fenomenul religios, ci sunt atrași de dinamici ale secularului și secularismului, și e de înțeles asta. Mi-aș dori, în schimb, ca prezentarea mea să fie și o pledoarie pentru dezvoltarea serioasă și consistentă a studiului științific al creștinismului și al religiei în general în România. Titlul conferinței mele este Unde este creștinismul în toată povestea? Și el e un titlu mai general și are și o dimensiune mai particulară. În general, am ajuns la concluzia că întrebarea unde este religia și creștinismul în mod special a devenit mult mai importantă pentru societățile democrat-liberale, moderne, seculare, decât întrebarea ce. E și aceasta undeva ca o tonalitate, ca o subtonalitate, dar mai degrabă societățile democrate-liberale sunt interesate de a localiza religiosul. Unde e religiosul? În mintea oamenilor, în ritualurile lor, în corpul lor, în credințele lor, în spațiu public, în spațiu privat,
în memoria societăților, în obiectele din jurul nostru, pentru că în funcție de această localizare a creștinismului, de fapt, putem să și controlăm, să limităm și să stăpânim, să domesticim pasiunile religioase. Sensul mai particular este strict legat de mobilizările religioase din România din ultimii 2 ani, care au culminat în referendumul pentru familie din octombrie. Și iară cu uimire am văzut că una dintre întrebările cele mai prezente și discuțiile cele mai pasionante între oameni de diverse formații, seculare sau religioase, erau tocmai despre unde e ce se întâmplă aici în aceste mobilizări, e creștinism? Ce fel de creștinism e? E politică? E religie? Și mai ales am văzut apariția unui tip, mai ales în social media, am văzut apariția unui tip de creștinism pe care eu l-am numit creștinismul lui Iisus a spus. Păi, Iisus a spus iubește-ți aproapele. Sau, Iisus a spus dați cezarului ceea cezarului și l-am văzut la oameni cultivați, la oameni inteligenți și m-am întrebat cum totuși reușim să gândim în termenii acestor dihotomie a unui creștinism pur, care e cuprins în Evanghelie, așa zicând, și acțiunea concretă după 2000 de ani în societățile noastre. Unde e toată istoria? Unde sunt celelalte forme de mediere care fac ca discursul original al creștinismului și narațiunea fondatoare a creștinismului să devină astăzi, într-un fel sau altul, actuală. În aceste contexte a localizării religiei, întrebarea problema cea mai stringentă e cea a separării. Mulți oameni cu sensibilități seculare simt că, într-un fel sau altul, și e o tradiție europeană aici, contestabilă, după părerea mea, că pasiunile religioase trebuie scoase din spațiu public într-un fel sau altul. Că religia poate să participe în spațiu public, dar într-un fel domesticită. Și principiul separării poate apărea și în tipul de discuții despre relația dintre stat-biserică, care, insist, nu e același lucru cu relația dintre religie și politică. Se poate argumenta că în multe societăți relația dintre stat și putere, dintre stat și biserică să fie strânsă, sau instituțiile religioase organizați să fie strânsă, dar la nivelul societății religia și politica să fie separate. În fine, nu o să insist acum în asta, doar spun că sunt mai multe nivele în care putem gândi principiul separației. O să încep să intru rapid în conversație cu ceea ce am numit eu alteritatea pupătorilor de moaște. Nu, în general, sensibilitățile seculare au această... M-auziți dacă stau un pic în picioare? Mi-ar face plăcere să mă mișc un pic. Da, te rog. M-auziți? Alterizează, cum am spus eu, sau exotizează într-un fel sau altul pe omul credincioș. Iar moaștele și ideea asta că se închină la moaște, că pupă moaștele, e una dintre cele mai puternice idei care apare în general în spațiu public. Și vreau să vă povestesc o mică întâmplare pe care am trăit-o în București, culmea. Vizitam o biserică veche în București și la un moment dat eram cu aparatul foto, mă apropiam de biserică, de intrarea bisericii și o doamnă de acolo iese grăbită și mă arată un șervețel. Ăsta e șervețelul. Deci asta e poza pe care am făcut-o rapid. Și îmi spune, dom'le, s-a petrecut o minune. Niște moaște din biserică au izvorât mie. Și eu am apucat să fac poza. Doamna a plecat grăbită, am intrat în biserică, oamenii deja încercaseră să se acomodeze evenimentului și au făcut un rând, slujba mergea înainte, eu am intrat, am făcut și eu poze ca turistul, am ieșit. Și țin minte că până la conferință am uitat de acest eveniment. Mi-am amintit văzând poza, nu mi l-am notat. Se întâmplase o minune. Nu mi l-am notat. Eram după 4 ani de teren, în care minunea a devenit o treabă super cotidiană. Auzisem despre minuni foarte, foarte, foarte des. Și în clipa aceea,
singura mărturie a acelui eveniment pe care l-am trăit eu era această, poză. Și trăiesc cu convingerea că și pentru acea doamnă care a ieșit grăbită și s-a dus cu șervețelul ăsta, cu materialitatea sfântă acasă, nu a fost un mare eveniment care să facă presă, care să schimbe, cum se numește, lumile cognitive, intervenția supranaturalului. Și am încercat să gândesc un pic că ideea asta de miracol, dincolo de ceea ce Mirel aici de față numea nevoia de miracol, ideea asta de, care mi s-a părut un pic, dincolo de etnografia excelentă pe care o face el pelerinajelor, că un pic exotizează experiența pe care o au oamenii în raport cu icoanele, moaștele, ritualurile și mai ales cu ideea de, de minune. Și atunci mi se pare foarte important să domesticim un pic aceste experiențe ale oamenilor și să vedem că ele nu țin neapărat de niște credințe propoziționale de genul eu trebuia să întreb pe doamna asta, dar chiar credeți în miracole? Chiar credeți că... Nu! Mi s-a părut că gestul ei și coroborat cu cei 4 ani de încă de etnografie în alte situații, nu e un gest de credință cognitivă și de aderare cognitivă la o propoziție despre cum funcționează lumea, ci e mai degrabă e modul ei, foarte practic, corporal și direct, de a se integra într-un anumit tip de economie a darului. De o economie a spațiotemporalității, de economia creștinismului. Aici sunt mai multe grade de integrare, dar e limpede că prin această mică, prin acest mic șervețel ordinar, o materialitate cotidiană, ea a luat contact cu niște sfinți care au trăit în istorie, a intrat într-un tip de regim temporal de care nu neapărat trebuie să fie conștientă, nu despre asta e vorba. Pe de altă parte, după referendumul de la familie, știți foarte bine că a avut loc un eveniment foarte, foarte important, și anume Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Și în legătură cu această mică intrare prin miracolul de pe șervețel, uleiul de pe șervețel, intrare în economia creștinismului și catedrală și Sfințirea Catedralei, încerc să spun că există de fapt o legătură care ne ajută să definim creștinismul în alt termen decât în termeni universal și esențialiști, cum au făcut-o de mulți ani și mult timp antropologii, adică creștinismul este o religie. Adică o credință în... Creștinismul este... Nu că nu este o religie, creștinismul e un tip de realitate istorică, cu o logică și cu o gramatică de organizarea spațiului și a timpului, a autorității și a puterii și a materialității foarte precise. Și asta încercăm noi să o identificăm, ca apoi să o putem contextualiza și să o putem vedea la lucru țesută în diferite contexte istorice. Această poză care mi se pare, colosală, e făcută de Vadim Ghirdan, sper să nu-i greșesc numele, e o poză care a apărut în New York Times, indică iconostasul Catedralei Mântuirii Neamului. Trebuie să vă spun că e o poză colosală. Deci e un instantaneu foarte bun făcut, are ceva de tablou renascentist cu marile clădiri care sugerau întoarcerea la clasicismul antichității și lumea mică care privește uimită la marile realizări ale antichității greco-romane. Dar ce e interesant în această fotografie este rolul iconostasului. Iconostasul are o istorie în Biserica Ortodoxă foarte complicată și o genealogie foarte complicată pe care încă nu e cu totul elucidată. Ce pot să vă spun e că în bisericile primare nu exista un astfel de zid acoperit cu icoane, dar încet, încet, în dezvoltarea istorică a creștinismului, pe diferite filiere, și poate vă putea să vorbim despre asta, a apărut această formidabilă imagine cu o putere incredibilă. Și o putere nu de reprezentare. Iconostasul nu reprezintă ceva, ci constituie ceva performativ, mai ales în sânul ritualului. Și ce avem pe iconostas? Pe iconostas avem, de fapt, și într-o formă destul de constantă, adică toate iconostasurile au într-o formă sau altă această idee de bază, reprezentativă, vreau să spun. În termeni vizuali, descrisă istoria, economia mântuirii. Da? Din
din Vechiul Testament, lumea profeților, până la întruparea lui Hristos, apostolii, cina cea de taină, și după aceea creștinii viacului nostru. Deci, practic, iconostasul e ceea ce spun antropologii, simbol cheie. Și e un simbol cheie și în termeni teologici, și poate în jurul lui se poate dezvolta o teologie politică, dar e simbolic, e puternic și pentru că indică, de fapt, raporturi de mediere și de putere la multe niveluri. Nu uitați că iconostasul e un zid. Știți, astăzi avem discuții despre ziduri și simbolistica zidului e foarte importantă. Teologii ne spun că acest zid e transparent. Și există nenumărate excelente texte și subtile texte despre transparența și despre puterea viziunii spirituale întrupată în iconostas. Dar în același timp, el e un zid. E un zid. E un zid între clerici și laici. E un zid care, de exemplu, femeile nu pot să treacă în altar decât în anumite momente, cum a fost în momentul sfințirii. E după aceea, în timpul liturghiei, oamenii nu pot să participe vizual decât în anumite momente la misterul euharistic care se desfășoară după acel zid. Deci, ce e limpede e că, practic, iconostasul, și se poate face un argument foarte puternic aici, e un simbol cheie care poate, în jurul căruia putem să reconstituim noțiunea în mod concret, material, performativ, vizual, noțiunea de economie a salvării, economia mântuirii. E ceea ce definește creștinismul în mod special, apropo de celelalte, în raport cu celelalte religii. Iar această economie a mântuirii presupune ideea de întrupare, da? Dumnezeu s-a făcut om, a intrat în materie, a intrat în istorie. Deci, dintr-o dată, lumea spirituală și lumea materială nu poate fi principial separată. După ce Hristos s-a întrupat, El devine parte a istoriei și creștinii trebuie să țină seama de asta. El s-a întrupat, a pătimit și după aceea narațiunea creștină ne spune că a înviat. Da? E o narațiune pe care nu putem să o mai, evităm. Evident că, dincolo de șervețelul cotidian, de iconostasul proclamării solemne de la Sfințirea Catedralei, avem și forme de precaritate între blocuri, liturghie între blocuri, în momente de praznic, într-un oraș transilvan. Dar nu contează numele. Deci e într-un oraș transilvan, iar crucifixul, de fapt, are rolul acesta de a simboliza și de a întrupa performativ ideea economiei salvării. Deci, practic, creștinismul, înainte de toate, trebuie definit prin logica specială și gramatica specială pe care o aduce în istorie. Și gramatica aceasta și logica aceasta se învârte, cum ziceam, în jurul ideii de trup. Trupul lui Hristos nu e un trup dăruit, e un trup pierdut și apoi e un trup recâștigat prin înviere, ne spune tradiția creștină. Deci, practic, toată logica economiei mântuirii se învârte în jurul acestui trup dezirabil, acestui trup dorit. Acestui trup care, într-un mod sau altul, țese relația dintre spiritual și material. De aceea, în fond, această metaforă a trupului face ca toate, ca o realitate fractală, ca toată lumea istorică a creștinismului, ritualul, scriptura, icoana, moaștele, arhitectura, politica, relațiile spirituale, tainele, practicile ascetice, calendarul liturgic, toate să fie construite în jurul acestei idei de a întrupa într-un mod concret, material și viu și în același timp cu rădăcini în cealaltă lume, da? Deci materialități țesute în cealaltă lume în care a înviat Hristos, nu? De a reproduce prezența și absența acestui trup dorit. Deci e foarte important să vedem că moaștele, icoanele, ritualurile, cuvântul Scripturii, întâlnirile dintre creștini, comunitățile, toate de fapt se învârt în jurul acestei
aici nu e problema de conștient sau inconștient. Ele se țes în jurul acestui trup dezirabil. Iar această idee a trupului, o idee care după aceea în istoria europeană va deveni o idee politică foarte importantă, dacă ne gândim la trupul monahului, trupul monahului de drept divin. Și chiar după aceea, și în democrațiile în care suveranitatea populară e importantă, ideea trupului rămâne în diferite forme. Și chiar discutam cu cineva, cu un prieten, despre importanța trupului lui Trump. Și pentru faptul că unii sunt dezgustați de el, sau alții sunt atrași de transgresivitatea lui, că nu e totuși un trup al unui așer. Deci, ce am vrut să spun cu acest mic discurs, care pentru unii ar fi putut părea teologic, el nu e, e practic o filozofie care s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani a noțiunii de economie, care după aceea a dat noțiunea noastră din anii, din secolul 19-20 de economie, care ne spune că creștinismul nu e doar o religie în general, ci e un tip, o economie, un tip de logică, o gramatică prin care un trup, dorit e încercat să fie mereu prins în instanțe ale prezenței și absenței, care sunt ritualuri, materialități, relații, comunități. Pornind de aici, întrebarea unde este creștinismul devine una mult mai complexă. În general, avem tendința să plasăm creștinismul ori în instituții, în organizații, da? Biserica Ortodoxă Română, ori în comunitatea mică, parohia, ori în viața uneia sau altea dintre creștini. Dar pornind de la această idee de economie care într-un fel sau altul se întrupează în diferite forme în istorie, cumva s-a întrupat în creștinismul primar, cumva s-a întrupat după aceea în Bizanț, în lumea post-bizantină, în lumea catolică, în lumea protestantă, în lumea post-protestantă. Deci există o diversitate prin care acest trup dorit, da? Această prezență și absență, e mereu căutată în diferite tehnologii rituale sau de construirea unei memorii colective. Deci, practic, ce propun eu e să creăm un tip de înțelegere a creștinismului care să fie dincolo de binomul astea individ versus organizație, parohie versus națiune. Deci să fie, practic, să încercăm să înțelegem faptul că creștinismul e, practic, o realitate istorică care circulă nu doar la nivel de doctrine, idei și credințe, ci la nivel de relații corporale, materiale, concrete. Pornind de aici, de la faptul că creștinismul, practic, e o realitate care se constituie mereu în aceste relații dintre diferite niveluri, putem să facem acum o antropologie a creștinismului care să nu se ocupe doar de segmente și de un tip de creștinism sectorial, ci să încerce să vadă felul în care clerici, laici, monahii, duhovnici, organizații, rețele, comunități, într-un moment sau altul istoric, interacționează și creează o anumită realitate publică. Unul dintre punctele care e pe agenda discuțiilor despre religie, mai ales în societățile democrate, liberale, e problema criticii. E religia destul de critică? Are religia o raționalitate care să-i poată da puterea de a-și revizui mereu practicile și de a nu rămâne într-un soi de dogmatism tradiționalist, vetust, anacronic? Ei, ce vreau să spun e că, de fapt, tocmai prin această pluralitate care apare în istorie, prin această dezvoltare a ideii de economie creștină, care se dezvoltă la diferite niveluri, și instituționale, și individuale, creștinismul e prin excelență un spațiu al polemicii și al criticii. Cred că, de fapt, ideea e că orice tip de realizare istorică a creștinismului, într-un fel sau altul,
a fost chestionată din chiar sânul tradiției creștine. Asta de multe ori a dus la schisme radicale care au creat realități religioase și politice diferite, să zicem catolicismul versus ortodoxie sau catolicism versus protestantism, dar de multe ori în sânul aceleiași tradiții creștine s-au produs aceste forme de critică internă. Important e ca noi, ca cercetători, să știm să le identificăm și să le facem vizibile. Ele există spații complexe, articulate chiar și în ortodoxia românească în acești 30 de ani, în care creștinii ortodoxi își discută propria religie în termeni foarte, de multe ori foarte radicali. Deci această idee că există o unanimitate pe care organizația sau instituția Biserica Ortodoxă Română o poate cuprinde și o poate, cum să spun eu, manipula la o adică în scopuri electorale sau politice, e pur și simplu falsă. Pentru că la rândul ei, instituția, împreună cu celelalte comunități și cu celelalte rețele și actori creștini, sunt prinse în această dinamică a economiei. Da? Economia fiind ce? Această întrețesere permanentă și creativă și inventivă istoric între lumea spirituală și lumea materială. Pornind de la faptul că creștinismul e o realitate complexă care nu poate fi prinsă, cum ziceam, la niveluri fixe și înțepenită acolo, aș propune să ne uităm la cel puțin două tipuri de conceptualizare pe care le supun, care au fost dezvoltate în antropologia creștinismului în ultimii ani. În primul rând, aș putea să zic că, pornind de la această conceptualizare mai complexă a creștinismului, care e realitate istorică, cred că ar fi momentul să depășim această dihotomie care a fost mult timp prinsă, construită în așezarea cunoașterii despre creștinism în România, așa nume creștinism popular versus creștinism oficial. Da? Etnologii, folcloriștii s-au ocupat de creștinism popular, iar științele politice, istorici s-au ocupat de instituție. Eu cred că trebuie să încercăm să găsim modalități de mai complexe de a gândi realitatea creștină. Firește că în funcție de cum conceptualizăm această realitate, putem avea diferite tipuri de metodologii și diferite tipuri de probleme teoretice. Două tipuri vreau să discut eu aici, două tipuri de conceptualizări. Una este gândirea creștinismului, mai ales în societățile majoritar creștine, cum sunt cele ortodoxe, ca și credința ambientă, da? Ambientă, care e într-un fel prinsă în... Nu este vorba de creștinismul cultural sau despre care se vorbea până acum, pentru că e un tip de realitate care e prinsă în societate și în comunități, mai ales la nivelul practic și al nivelului senzorialităților. Da? Sunetul de clopot, vizualitatea crucifixelor, faptul că vezi cruce care dovedește faptul că a fost un ritual de sfințire și într-o bancă și într-o măcelărie, faptul că oamenii au relații informale, temporare cu duhovnici, cu mănăstirile, toate astea constituie o realitate de credință ambientală care de multe ori constituie și ea o etică, dar un tip de etică care mai degrabă e foarte orientată către cotidian, e foarte orientată către un principiu al negocierii și al reciprocității și o etică care nu presupune neapărat dislocări ale creștinilor și ale din mediul lor de funcționare cotidian. De aceea, cercetătorii când au introdus această noțiune de creștinism ambient, a vrut să atragă atenția că, de fapt, toate distinția asta dintre public, privat, secular, religios, sunt, de fapt, la nivelul cotidian, la nivelul negocierilor etice cotidiene, sunt, de fapt, puțin artificiale. Oamenii, creștinismul ambient nu e nici privat, nu e nici public. Dar ce e interesant e că nu e nici pasiv. Nu e acel creștinism popular despre care ne vorbeau etnologii și folcloriștii, da? Care e ceva ce se sedimentează în tradiție de-a lungul timpului, ci un tip de creștinism foarte activ, care creează această etică a reciprocității, dar care, în momente cruciale ale istoriei, pot fi mobilizate într-un principiu sau altul de guvernanță. Da? De exemplu, pentru a
întări relația dintre națiune și o cultură și o, dintr-o națiune, cultură și o religie. Da? Creștinismul ambient se pretează la acest tip de aspirare. Pe de altă parte, eu personal am fost preocupat de felul în care în societățile majoritare ortodoxe apar acele mișcări de revival, eu cuvânt care nu există în românește, dar cred că va deveni un cuvânt încet încet și în românește, de reînnoire, de restaurare, de reformă, de revigorare, de, că toate au sensuri diferite dacă le analizez în detaliu, de revitalizare, prin care anumiți creștini ortodoxi sunt nemulțumiți de ceea ce fac ceilalți creștini ortodoxi sau sunt nemulțumiți de felul în care acest creștinism ambiental, ambient, funcționează. Și atunci apare un tip de comunități noi, care, cum spuneam, produc o critică foarte radicală, nu neapărat în termeni discursivi, ci o pot face la nivelul unui critici rituale. Da? De exemplu, știm că în Ortodoxie există practica împărtășaniei rare. Oamenii se împărtășesc, mulți dintre ei, o dată în viață, când se căsătoresc. Iar alții, o dată în postul mare sau de câteva ori în viață. Dar sunt unii care propun o împărtășanie deasă, de exemplu. Și implicit, comunitățile se construiesc altfel în jurul acestei practici rituale. Ei, pentru a înțelege acest tip de realitate de revival, trebuie să conceptualizăm altfel ideea de creștinism. Și aici, mie mi s-a părut utilă ideea introdusă de Talal Asad, ideea de discursive tradition, care încearcă să vadă felul în care aceste mișcări de revival se reconexează în istoria creștinismului și încearcă, prin diferite forme de recuperare a creștinismului primar, a creștinismului bizantin, aici e o trecutul dintr-o dată devine un teren competitiv. Oamenii și timpul devine reversibil. Putem să recuperăm din trecut acele practici care ni se par că sunt relevante pentru mișcarea de reformă pe care vrem să o facem. Ce e important în acest termen de discursive tradition, care insistă foarte mult pe ideea de disciplină și de corporalizare a practicilor religioase, e că ea încearcă să iasă din această dihotomie pe care sociologii oarecum au introdus-o în studiul religiei în modernitate, dihotomia dintre modernitate și tradiție. Faptul că tradiția, această dihotomie ar spune că tradiția e doar ceea ce se constituie ca tradiție prin faptul că nu e modernitate. Dar Talal Asad, tocmai asta demonstrează că, de fapt, mișcările de revival din sânul religiilor, care fac apel la o tradiție fondatoare din trecut, sunt foarte moderne, prin tipul de tehnologii pe care le asumă, prin tipul de contexte istorice în care apar. El s-a ocupat foarte mult de islam și de mișcările de revival din Egiptul frăților musulmane și a salafitismului, acea tradiție scripturistică musulmană. Oare cât a trecut, Căpelina? O jumătate de oră. Astea sunt mici exemple vizuale ale a ceea ce numeam eu credință ambientală. Un mic crucifix, aici avem o biserică în Cluj, care e prinsă în, cu tot un peisaj urban, cu simbolistica națională, McDonald's, cruce. Aici avem, cunoașteți toți tipul de imagine în care printre acatiste avem și reviste și așa. Acum revin la ideea de politică și mai concret la ideea de politică și religie și după aceea o să vorbesc un pic ca un soi de contextualizare și particularizare despre ce s-a întâmplat la referendumul pentru familie sau despre cum cred eu că poate fi văzut într-un context mai larg. Ceea ce e important de spus de la început e că nu există o relație esențială între politică și creștinism. Adică despre un anumit tip de politică și un anumit tip de creștinism. Aceste relații sunt relații contingente, istorice și ele se construiesc în anumite momente. Evident că nu sunt combinații infinite posibile. Dar tipul de logica creștinismului, de logica economiei despre care am văzut eu, de logica corpului dorit
prezent și absent în același timp, face că creștinismul să fie, din punct de vedere politic, de o creativitate incredibilă. Astfel că, doar că, de exemplu, dacă luăm cazul creștinismului ortodox, el a trecut, și dacă revenim retrospectiv istoria, el a trecut prin mai multe tipuri de contexte politice și istorice. Una era creștinismul primar, una era Bizanțul, una era lumea post-bizantină, una a fost lumea naționalizării bisericilor, una a fost lumea comunismului și una este lumea post-socialismului. Ei, toate astea pun presiune în moduri diferite asupra felului în care această economie se articulează. Iar această, iar ceea ce e important de spus și am spus trecător, e că noțiunea de economie, așa cum o dezvoltă anumiți filozofi ai istoriei creștinismului, e indisociabilă de noțiunea de putere și politică. Deci această idee că în istoria creștinismului am avut creștinismul și biserica, de exemplu, organizația, s-au ocupat de problemele spirituale, iar statul sau împăratul de probleme materiale, e falsă. Niciodată nu a fost așa. De la Pavel încoace, datorită acestei logici a întrețeserii celor două lumi, de la început creștinismul este politic. Dar este politic în feluri diferite. Actul întrupării în sine este un act politic. Ca să-l reproduci după aceea în istorie, tu trebuie să-i faci loc. Trebuie să-i creezi contexte în care el să se reactiveze performativ. Trebuie să inventezi un calendar. Trebuie să organizezi spațiu și timpul. Trebuie să construiești biserici. Trebuie să construiești spații rituale. Deci, însăși, articularea istoriei, a istorică, a gramaticii creștine și a economiei creștine, e un act politic. Dar asta e doar o calificare generală. Nu e o calificare care să ne spună exact ce tip de politică și ce tip de realitate politică are afinități elective cu un anumit tip de articulare a economiei creștine. Eu am identificat trei tipuri de politică care au fost la lucru chiar și în cazul referendumului pentru familie. Una, cea mai importantă, care a fost cel mai puțin discutată, după părerea mea, este politica ordinii morale, în contradistinție cu politica formală a partidelor, a strategiilor, a raționalității discursive între actori politici formali. Și noțiunea a fost introdusă într-o carte excelentă, pe care mie mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult, și anume Viața trupurilor moarte a lui Catherine Verden. Ea încearcă să spună, și nu o să intru acum în teza asta, dacă e adevărată sau nu, dacă e contestabilă sau nu, că postsocialismul a însemnat o ruptură atât de importantă politică în societățile est-europene, încât tipul de politică care are loc în postsocialism nu poate fi gândit doar în termeni de politică formală, așa cum apare ea, e codificată și formalizată în țările occidentale. Și ea a inventat această idee, pornind în jurul trupurilor moarte, da, pornind de la Lenin până la înmormântarea lui Inocentie Micu Klein, ideea că, de fapt, există și un tip de politică, cum o spune ea, o politică animată, o politică vrăjită, informală, care încearcă nici mai mult, nici mai puțin decât să reinstaureze sau să recompună, chiar dacă sugerează ei niciodată nu va reuși, datorită principiilor concurente din societate, o ordine morală. Ideea asta, iar ordinea morală are o dimensiune, o ordine morală a societății. Care sunt valorile fundamentale prin care o societate poate funcționa și determină ceea ce este bine sau rău pentru ea în istorie, care sunt posibilitățile viitorului, cum trebuie să reinterpretăm trecutul în raport cu acest viitor. Ceea ce e interesant e că ea spune, chiar dacă seamănă cu o idee durkheimiană de genul avem nevoie de niște valori, un nucleu tare de valori care susține o societate, ea susține că de fapt acest ideal de a schimba ordinea morală niciodată nu e realizat într-o societate. Mai degrabă el e tentat în aceste tipuri de politici informale,
care antrenează foarte mult corporalitățile noastre, pasiunile, afectivitățile noastre. Eu cred că în cazul referendumului, dar nici, dar nu numai, această obsesie a mulțor actori și în cazul nostru a unor actori religioși de a reforma din temelii, reforma, apropo, reforma e o idee creștină care apare de vreme, de exemplu, în catolicism și după aceea preluată în protestantismul reformei, istoric vorbind, această idee de a reforma o societate din temelii. Evident că ea are o dimensiune utopică de la început, dar ce e important, dincolo de faptul că ea se întâmplă sau nu, e tipul de resurse pe care le pune la bătaie, tipul de viziuni pe care le pune la bătaie. După aceea, nu cred că e greu de identificat tipul de politici identitare care apar și în care țin de un anumit nativism ortodox, dar nu numai, sau naționalism. Și aceste politici identitare apar și în cazul celorlalți, în grupurile care au intrat în tensiune cu acest proiect de a reforma religioasă societatea, și aici vorbim clar despre minorități sexuale, despre femei, despre așa. Și după aceea mai avem un al treilea tip de a gândi politica, care pornește de la conceptele lui Max Weber despre politica convingerii și politica responsabilității. E limpede că și în cazul referendumului aceste tipuri de conceptualizare ale politicului au jucat un rol. Politica convingerii e politica care e făcută în numele unor valori și care care consideră că cel mai important în actul politic este să apărăm acele valori, indiferent de tipul de instrumentalizare a căii prin care le apărăm. Pe când politica responsabilității, pe care încerca să o recupereze Weber în anii aceia nebuni, care a scris el despre asta, și emergența mișcărilor să le spunem totalitare în Europa, politica responsabilității e o politică care adecvează într-un mod, și adaptează într-un mod creativ relația dintre scopuri și mijloace. Deci, chiar dacă avem niște valori pe care credem că societatea trebuie, nu, mijloacele prin care acele valori sunt apărate, într-un fel sau altul, subminează sau susțin acele valori. Mijloacele nu sunt neimportante. Asta e politica responsabilității. Iar în cazul, și aici intrăm în dimensiunea concretă a ceea ce s-a întâmplat la noi în acești ultimi ani, iar faptul că, de exemplu, în referendumul pentru familie, dacă țineți bine minte, după acel efort discursiv, mai degrabă, juridic, de a prezenta nevoia de a schimba Constituția, în ultimele etape ale mobilizării, cel mai mult s-a vorbit nu despre, sau pe lângă dimensiunea juridică, s-a vorbit despre nevoia de a mărturisi. Deci creștinii, prin acest referendum, prin această încercare de a schimba Constituția, trebuie să-și mărturisească credința. Ei, asta mi se pare mie spectaculos de văzut, cum această mobilizare a reușit să conecteze aceste două idei. Ideea mărturisirii credinței, care e o idee foarte importantă în creștinism și care e în miezul, cum am spus, e în miezul economiei salvării și a produs martiri, și a produs un tip de ritualizare a crezurilor creștine și a produs războaie religioase, dacă ne gândim la lumea post-reformă, e foarte interesant de cercetat. Modul contingent și istoric prin care această mobilizare a încercat să conecteze problema mărturisirii credinței cu problema unui anume tip de activitate politică, adică încercarea de a schimba legea fundamentală a unei țări. Ce este o mobilizare în termenii pe care am discutat până acum? Am vorbit foarte mult de istorie, am vorbit foarte mult de contingență, am vorbit foarte mult de pluralitatea felului în care economia creștină se întrupează în istorie.
Iar pornind de aici vom înțelege că o mobilizare nu e ceva ce doar reprezintă ceva gata existent într-o societate. Nu e ceva ce reprezintă o esență, da? Pe care doar o facem, o mediem public și o facem cunoscută într-un mod sau altul public, de parcă creștinii nu știau că până acum că familia în geneză e construită în jurul ideii de masculin și feminin. Și... Deci, ideea e că mobilizarea, tocmai asta face într-un mod contingent și istoric, conectează aceste, sau încearcă să conecteze aceste realități creștine care de multe ori sunt într-o societate prezente disparată. Până acum am vorbit foarte mult și am de ceea ce cunosc mai bine, și anume realitatea lumii ortodoxe, dar în acest referendum pentru familie și în această mobilizare religioasă, de fapt am avut de-a face cu niște tipuri de alianță, poate pentru mulți neașteptate în spațiul public românesc, și anume acelea dintre Biserica Ortodoxă Română, dintre organizații ortodoxe și denominații sau organizații evanghelice neoprotestante. Ce pot eu să vă spun e că în cei câțiva ani buni de cercetare în Transilvania, la fiind ieri din sate și în orașe, am văzut de fapt foarte mult că animozitățile foarte serioase între comunitățile ortodoxe și comunitățile neoprotestante, chiar dacă nu la nivelul vecinătăților simple. Dar e clar că relația nu e una a unui ecumenism foarte permisiv. Ceea ce e interesant e că această mobilizare pentru referendum a creat acest tip de ecumenism de facto și a creat o idee a reprezentativității creștine foarte, foarte puternice. Asta e una dintre mișcările foarte importante ale mobilizării. A reușit să spună, noi reprezentăm creștinii în România. Noi reprezentăm creștinismul în România. Și n-au spus nici creștinismul evanghelic sau ortodox. A spus creștinismul. Ei, în ultimele luni ale mobilizării, această idee a devenit foarte puternică. Și știu, urmărind discursurile anumitor ierarhi, care de multe ori au ezitat să intervină în acest referendum până la capăt, chiar dacă Biserica Ortodoxă a fost activă implicată în strângerea de semnături și chiar aș putea susține că nu se puteau strânge aceste semnături dacă Biserica Ortodoxă nu era implicată. Dar faptul că Coaliția pentru Familia a dobândit acest tip de reprezentativitate atât de puternică la nivel național a făcut ca mulți ierarhi să creadă că, domnule, dacă Biserica Ortodoxă nu intervine în acest joc al mobilizării, își va pierde pur și simplu din reprezentativitate. Pentru că știm că de atâția ani, Biserica Ortodoxă a fost cea care, într-un fel sau altul, a reușit, printr-un alt tip de politică, nu politica mobilizării, să construiască această idee a reprezentativității pe teritoriul canonic al României. Da? Noi reprezentăm, într-un fel sau altul, națiunea română și suflarea creștină din România, chiar dacă acceptăm că sunt și alte tipuri de creștinisme în România. Ei, în acest moment al mobilizării, această reprezentativitate a fost, într-un fel sau altul, după părerea mea, pusă la îndoială. Și atunci, acum putem intra în mici discuții care poate au o importanță sau poate nu. Anumiți ierarhi au furat startul implicării BOR-ului în referendum și au declarat că se implică înainte ca sinodul de la București să aibă loc și practic Daniel a fost pus în situația, patriarhul Daniel a fost pus în situația să accepte această nevoie de a interveni. Ce e important de discutat aici e de văzut felul în care, dincolo de aceste politici concrete care s-au activat în timpul referendumului, e să vedem care sunt resursele prin care cele două tipuri de creștinisme, neoprotestant și evanghelic, sau cel ortodox, reușesc să reprezinte creștinismul sau să întrupeze ceea ce numeam eu economia complexă a salvării creștine. Pentru că și Biserica Ortodoxă,
care poate fi definită ca, ca un anumit tip de organizație foarte concretă, cu un, cu un personal specializat, clericii, cu un tip de statut, canoanele, cu un tip de regulament intern, care funcționează în această încercare de a, de a articula cu mijloacele ei, faptul că preoții sunt cei care, doar preoții sunt cei care pot oficia liturghiile, doar preoții pot oficia tainele, pot articula economia salvării creștine. Dar ce e important de spus e că instituția sau organizația, aici e o nuanță care poate ar trebui discutată, dar nu, nu acum, că nu avem timp, nu acoperă și nu e capabilă să acopere principial dinamica acestei economii. Ce e însă important e că de-a lungul celor, cel puțin cei 30 de ani de post-socialism în România, Biserica Ortodoxă a funcționat foarte mult în logica acestor numere mari. Țin minte o circulară pe care am citit-o în, în Renașterea, parcă prin 2000, când mitropolitul Bartolomeu cerea preoților să se implice în, în recensământ, tocmai pentru, ca, pentru a avea un număr cât mai mare de ortodoxi declarați în România, și asta pentru a putea negocia în baza acestui număr cu statul. Evident că acești ortodoxi conțineau și ceea ce mai rigoriștii ortodoxi care au apărut după, în timpul referendumului, și acei creștinism locuitori ai creștinismului ambient, creștinii căldicei, cum s-ar zice. Dar în economia politică a, a bisericii, tocmai această idee a lui și a incluziunii făcea ca biserica să poată fi reprezentativă pentru un tot întreg teritoriul canonic și nu numai pentru o grupare de creștini care era mai mai virtuoasă, mai măturisitoare, mai implicată în practicile creștine. Și ce e interesant, că într-o discuție cu un ierarh, el zicea exact acest lucru, cu suntem 80%, 85% ortodoxi, asta trebuie să conteze. Și eu l-am întrebat, bine, dar totuși câți dintre ei sunt cu adevărat creștini, merg la biserică? Și el mi-a zis, nu contează. Practic, acești oameni sunt botezați. Orice creștin botezat e un creștin latent. Acest principiu al atenției mi s-a părut foarte important din punct de vedere al teologiei politice a Bisericii Ortodoxe. Foarte important. Pentru că în acest fel, biserica reușea să cuprindă în economia salvării și oameni care în mod normal, pentru niște creștini mai rigoriști sau mai implicați, nu ar face parte din ea. Dar prin faptul că prin botez, mai ales botezul copiilor, pentru că asta se întâmplă în Biserica Ortodoxă, după cum știm, ei sunt niște creștini atenți care oricând, într-un fel sau altul, de-a lungul vieții, se pot activa și pot deveni creștini mărturisitori. În cazul mișcărilor neoprotestante, cum repet, cum se spune în lumea est-europeană, pentru că, de fapt, în lumea în care, în cultura în care ele funcționează, ele sunt numite mișcări evanghelice, dar la noi există această posibilitate de a confunda cu Biserica Luterană Germană. Ele în România funcționează tocmai pe baza acestui principiu al unui creștinism mărturisitor, al unui creștinism al sincerității, al crezului. De aceea teologia botezului în cazul acestor denominațiuni neoprotestante e foarte diferită. Și aici, în cazul ăsta, vorbim de botez la majorat. Bine, și aici, în ce măsură e o presiune, în ce măsură acest botez e cu adevărat o convingere sinceră, o convertire, o experiență a Duhului Sfânt, cum spun unii, mai ales în penticostalism, sau e o presiune formală a familiei sau a mediului, asta e altă discuție. Dar e interesantă teologia din spate. Iar aceste mișcări s-au dezvoltat, au reușit să disloce relațiile dintre etnie, teritoriu și religiile tradiționale catolicii sau ortodoxie în România, tocmai prin această cultivare a individualizării credinței, a faptului că avem nevoie de o credință sinceră, că trebuie să fim creștini pe bune, nu doar creștini de ritual și de duminică.
Ei, încet, încet, dincolo de crizele și de conflictele dintre diferite dominațiuni neoprotestante, încet, încet, aceste denominațiuni au crescut în România și aici iară interesant de discutat, în contextul global mai larg, în care mișcările evanghelice au, cel puțin în America, un rol mult mai important, au început să-și gândească strategia politică într-un mod diferit. Pentru că și acum există și am întâlnit neoprotestanți care nu aderă la acest tip de implicare politică și de această ambiție de a schimba din întreaga societate. De a tenta într-un fel sau altul de a schimba ordinea morală a societății. Evident că pentru mine și cred că pentru orice om cât de cât lucid, aceste alianțe care s-au constituit la referendumul pentru familie sunt evident contingente și ele de fapt n-au cum să ascundă fisurile mai vechi dintre Biserica Ortodoxă și denominațiile neoprotestante. Țin minte că răsfoind rapoartele anuale ale Mitropoliei Clujului, când era mitropolit Bartolomeu Anania, țin minte că el avea în discuție lui vreo două obsesii, greco-catolicii și sectarii. Ăsta era conceptul, sectar. Până târziu. Ei, ce e interesant de văzut e cum, într-un fel sau altul, sub presiunea unui anumit tip de mobilizare făcut, după părerea mea, foarte, foarte profesionist, Biserica Ortodoxă a fost pusă în poziția, ca masiv, ca instituție, la nivel de patriarhie, să se implice într-o astfel de proiect de reformă morală prin schimbarea Constituției a întregii societăți românești. E important de spus ceva. Și în sânul Ortodoxiei, în spiritul ideilor pe care le-am prezentat în prima parte a prelegerii, și în sânul Ortodoxiei sunt comunități creștini, rețele de creștini care cultivă un tip de creștinism al mărturisirii. Ele nu au existat și mai ales după anii 90 s-au dezvoltat încet încet. Ce e interesant e că niciodată nu au reușit să capete o astfel de vizibilitate mainstream, astfel încât să fie capabile să propună un proiect de reformare a legii fundamentale. Și e interesant că politica, dacă politica mișcărilor neoprotestante de tip ori-ori, da? Ori ești creștin, ori nu ești, că de fapt asta e principiul mărturisirii și al sincerității care îi motivează pe creștini evanghelici, born again, da? Dincolo de această logică a lui ori-ori, Biserica Ortodoxă, prin ierarhiei, ca și organizația, încerca mereu să funcționeze în logica lui Shishi. Trebuie să recunosc că această logică a lui Shishi are în tradiția creștină o legitimizare tocmai în ideea de economie. În lumea ortodoxă, vă spuneam că această noțiune de economie a salvării e o noțiune practic nou descoperită în tradiția creștină, pentru că de-a lungul celor 2000 de ani, traducerile cuvântului o economia, da, grecesc, care vine de la oikos, așa, gospodărie, organizarea unei gospodării, au fost diversificate atât de mult încât noi, astăzi, nu mai eram conștienți de unitatea acestui concept de economie sau de economie care apare la Pavel prima dată și după aceea se dezvoltă după criza iconoclastă, în dezbaterea despre imagine și vizibilitate ca purtătoarea privilegiată a economiei. Economia, tocmai asta presupune ideea de flexibilitate, ideea de adecvare, ideea de încercare de a asimila, de a te identifica, de a imita trupul divin, dar în același timp această identificare, asimilare, care se face prin tehnologii rituale, materiale, da? Să nu producă forme de idolatrie, pe scurt spus. Deci mereu
această tensiune între identificare și diferențiere a fost foarte importantă, dintre discernământ, separare, dintre uniune și separare. Toate ritualurile creștine, toate tipurile de materialitate creștină au funcționat în această logică a identificării și diferenței. Mereu în jurul lor s-a creat un spațiu de icoană în care era posibilă o apropiere și o identificare, o asimilare a materialității, dar în același timp existau sugerate limite, ritual sau discursiv, prin care acea materialitate nu trebuie asumată până la capăt. Deci principiul economiei e de fapt un principiu al flexibilității, un principiu al felului în care Dumnezeu în istorie vrea să salveze până la capătul istoriei, prin a doua venire a lui Hristos, da? Care se va încheia prin a doua venire a lui Hristos, întreaga turmă. Iar această salvare a întregii turme, da? Înseamnă tocmai acomodarea și activarea acestei logici a lui și, a lui faptului că sunt oameni. Monahismul intră în această logică a faptului, a relației dintre virtuoz și oameni, să-i spunem, obișnuiți. Da? Dar asta nu înseamnă că această logică a lui și nu poate la rândul ei în recurent, în anumite momente istorice, să nu se activeze ca logica lui ori-ori. Asta e dinamica economiei, de fapt. Deci, într-un fel, Biserica Ortodoxă, funcționând pe această logică a lui și funcționa într-o anumită tradiție economică, să o numim așa. Acum, unul dintre termenele, dintre termenii pe care vreau să-i discutăm foarte rapid, este acela de valori tradiționale și cum apar ele ca alternativă foarte concretă și practică și cu aplicație juridică la noțiunea de drepturi ale omului, care definește funcționarea democrațiilor liberale. Ce e important de spus e că valorile tradiționale nu sunt nu e un concept care reprezintă o realitate. Da? Sunt niște valori care pot fi găsite și identificate în societate, iar noi, prin acest discurs, facem doar să le arătăm cu degetul. Nu. Valorile tradiționale e un tip de discurs care apare destul de recent, de fapt, în istoria creștinismului est europene, care încearcă să, care e constitutiv, e performativ, care încearcă să creeze un anumit tip de raportare la valori. Care, cum ar fi, de exemplu, această, sau la instituții, cum e instituția familiei. Ce e interesant, după părerea mea, ce ne-a indicat ne-a indicat referendumul pentru familie, e tocmai o dinamică care este foarte largă, care deja e o dinamică globală a juridificării religiei. Se observă în multe contexte globale, și în creștinism, dar și în islam, sau în alte religii, budism sau hinduism în India, se observă această încercarea religiilor de a intra în jocul societăților democratice prin asumarea definițiilor codificărilor legale și prin juridificarea motivațiilor lor și valorilor lor religioase. Adică e un mod de a ieși din tradiția lor canonică de argumentare, cum e șaria, de argumentare tradiționare islamică, creștină, budistă, și a încercat să asume instrumente de prezență în spațiul public care sunt tipice modernității și modernismului politic. Și anume, ideea de lege, ideea de codificare prin lege a unor interacțiuni și a unor valori sociale. În centrul, deci pe lângă această juridificare a religiosului, care practic a împins ca o ambiția mobilizării să fie nici mai mult, nici mai puțin decât schimbarea legii fundamentale a României, apare în centru noțiunii de valori tradiționale problema sexualității și a genului. Și aici aș vrea să, dincolo de dezbatere dintre diferența de ce e gen, ce e sexualitate, ce e aceea ideologie de gen, cum
dacă e real sau nu faptul că aceste realități ale ideologiilor de gen modelează sau nu societățile românești, societatea românească, eu cred că nu avem niciodată să vedem de fapt cum ele sau educația sexuală au modelat sau modelează sau îi modelează pe copiii noștri. Pur și simplu e o pretenție care e făcută cel puțin în momentul ăsta doar pentru a intra în jocul politic și pentru a produce aceste feluri de mobilizare. Dar ce e important e că de multe ori aceste mobilizări se încă un minut. Aceste mobilizări se articulează și se centrează în jurul ideii de cultura purității. E o idee care apare în lumea evanghelică americană și e o cultura purității e modalitatea mișcărilor evanghelice americane care după aceea poate fi regăsită și în islam și în ortodoxie, de a spune că disciplinarea sexualității a copiilor, tinerilor, oamenilor în familie sau altfel are o influență asupra felului în care societatea umană se constituie și faptul că, de fapt, felul în care noi ne raportăm la propria noastră sexualitate are efecte cu adevărat politice în societatea în care trăim. Din nou, acest clen e contingent și istoric. Nu există neapărat o relație esențială între disciplinarea sexualizării, care în creștinism a avut loc de-a lungul istoriei în multe contexte, dacă e să amintim doar contextul monastic, și capacitatea de a regenera moral sau de a constitui o nouă ordine morală într-o societate sau într-o națiune. Aceste culturi ale purității, tocmai asta încearcă să articuleze disciplinarea sexualității de capacități politice. Deci eu cred că unul dintre următoarele terenuri de cercetare extraordinar ar fi de văzut cum se articulează aceste culturi ale purității în lumea neoprotestantă românească și lumea ortodoxă românească. De ce ideea că a ne disciplina la nivel personal ideea de sexualitate are, într-un fel sau altul, o consecință politică pentru națiunea sau societatea în care trăim. Foarte, da. Acum realizez și eu, da. Tocmai de-aia eu vreau, de exemplu, să te întreb, să te spun o întrebare așa lămuritoare și foarte simplă. Și pentru că, da, la sfârșit, de exemplu, că în toată povestea cu referendumul, eu am pierdut cumva șirul și evenimentelor, da, și, da, argumentației. Și, din câte am înțeles, implicarea creștinismului în toată, adică în toată povestea a început așa dinspre cultura asta neoprotestantă? Nu neapărat, nu. Și înțeles așa, da. Și care a fost, adică ce mize a avut ortodoxismul în toată povestea? Adică mie mi-a... Da, înțeleg. Cred că una dintre, poate scăpările prezentării mele, e că am considerat că lumea are informații destul de multe despre ce s-a întâmplat la referendum, ceea ce cred că nu e adevărat. Adică nu toată lumea cred că a urmărit în detaliu cum s-a constituit această mobilizare politică și religioasă în mod concret. Ce e interesant e altceva, că această organizație, Coaliția pentru Familie, care de fapt la rândul ei conține alte organizații, majoritatea lor cred că sunt ortodoxe, de fapt, nu e adevărat? Poftim? Asta e și mai bună ideea. E că, de fapt, tipul de mobilizare pe care l-a produs, mai ales când s-a aflat că referendumul va avea loc,
a implicat într-un mod foarte intens comunitățile neoprotestante. Aici nu e problema dacă Coaliția pentru Familie, eu cred că a gândit această, a prevăzut această implicare a comunităților neoprotestante. Problema nu e dacă în sine Coaliția pentru Familie, ca și organizație, a reușit să strângă sub cupola ei și organizații sau reprezentanți ai denominațiunilor neoprotestante. Ideea e că a reușit să mobilizeze printr-un anumit tip de discurs specific și mai ales prin acest tip de discurs care este foarte familiar denominațiilor neoprotestante, și anume raportarea la legea fundamentală, la Constituție. Dar asta ține de culturile diferite religioase ale lumii ortodoxe și lumii americane, de exemplu, în care Constituția are o valoare sacră în societate, tocmai pentru că mediază religia civilă foarte pluralistă a Americii, în care niciuna dintre denominații nu e o biserică, nu e o denominație națională. Toate sunt plural, joacă în jurul acestei Constituții, da, care este legea sacră care reglementează separarea dintre stat și religie. Ei, miza de a schimba Constituția, și aici vedem bătălia pentru ceea ce se numește Curtea Constituțională, nu în America, schimba Constituția e o miză politică care se naște în acest tip de cultură neoprotestantă. Coaliția pentru Familie, de fapt, vine cu mobilizarea ei pe, și asta iară e o discuție poate care complică lucrurile, pe valul unor mobilizări dinainte succesive. Și amintiți-vă de mobilizarea pentru ora de religie, în care aici chiar biserica și organizații ortodoxe și preoții au avut un rol important. Și atunci s-a simțit un moment bun, de bun augur. Dom'le, uite, ne putem mobiliza. Uite că am făcut asta în cazul de religie. Oare nu putem să avem ambiții și mai mari? Problema mea e că, dincolo de lobby-urile din Parlament, că și aici au fost încercări de a introduce, de a schimba acel articol din Constituție prin alte măsuri decât prin referendum. Biserica Ortodoxă a participat la aceste lobby-uri parlamentare de-a lungul anilor, de a trece legi care să fie într-un fel sau altul favorabile pentru biserică și pentru creștinii ortodoxi. Dar niciodată nu și-a propus să schimbe Constituția, iar Biserica Ortodoxă a coabitat mulți ani cu una dintre cele mai liberale Constituții din Europa. Constituția României este una dintre cele mai liberale în termenii separației dintre stat și culte. Deci ceea ce mi se pare mie, că de aici e foarte fin și trebuie să avem această răbdare să tragem firele, nu e vorba că s-au trezit neoprotestanții dintr-o dată să schimbe lucrurile. E vorba că impulsul de a ataca, ca să zic așa, legea fundamentală, Constituția, vine dintr-o cultură evanghelică foarte puternică și empiric mobilizarea ne spune că ei s-au implicat pentru asta. Și cred că și liderii Coaliție pentru Familie au fost nenumărate prezențe în ziare, le-am citit eu, deci, în care s-a vorbit despre întâlniri dintre liderii Coaliției pentru Familie și diferiți pastori ai unor denominațiuni pentecostale românești din America, de exemplu. Deci e limpede că Coaliția pentru Familie a mizat pe această idee de reprezentativă creștină și pe acest ecumenism de facto, dincolo de fracturile denominaționale, confesionale din societatea românească. Iar cred că mobilizarea a ieșit atât de bine încât și ultimele urme de ezitare a anumitor ierarhi și chiar a patriarhului, care era foarte ocupat de fapt cu sfințirea catedralei, care a produs multe frustrări de fapt la firul ierbii în Biserica Ortodoxă, prin de preoți și așa, ezita. Chiar dacă, repet, nu, ideea asta de a se implica cu tot, și cred că până la urmă s-a implicat cu tot. Și asta mai vreau să mai spun. Eu m-am dus în duminica referendumului în biserica de cartier dintr-un oraș din Transilvania, nu o să-i dau numele, și preotul de acolo, la sfârșitul predici, vă spun ce a făcut. A tunat și a fulgerat împotriva neoprotestanților, iar profeți mincinoși care vin să ne impună Dumnezeul lor,
și n-a spus o vorbă despre referendum. O vorbă. Nimic. Era duminica mobilizării maxime. Din discuțiile cu alți creștini care n-au votat da la referendum, și asta trebuie spus, sunt foarte mulți creștini ortodoxi care nu numai că au ezitat, nu au vrut să intre în acest joc al mobilizării mărturisirii de credință. Pot discuta ideea de constituționalitate, de relații dintre femeie și bărbat, de lege, de constituție, de... Se pot discuta aceste lucruri, dar faptul că această conexiune dintre schimbarea Constituției ca atare și mărturisirea credinței pentru unii a fost inacceptabilă. Iar știu, pe lângă acest preot pe care eu pur și simplu l-am... eu am fost de față la liturghie, știu și alți preoți care nu s-au mobilizat în acea... Și ierarhi. Chiar dacă nu, știți că în Biserica Ortodoxă, în general, lucrurile astea nu se spun în public. Certurile vor avea loc în întâlniri la mănăstiri sau în sinoduri de la... Sinoadele, de la București. Deci nu, foarte greu va transpira, dar e clar că, de exemplu, Mitropolitul Ardealului și Mitropolitul Moldovei au început mobilizarea înainte ca sinodul de la București să aibă loc și ca Patriarhul Daniel să ștampileze implicarea radicală a BOR-ului. Bună seara, sunt foarte fericit că m-ați citat ca etnograf și ca etnograf fără putere de interpretare, după cum bine știu, dar suntem într-un loc în care și etnografii sunt valorizați, prin Muzeul Țăranului de Rămân. Cervețelul, l-ați mirosit? Da. Da. Asta e interesant, că era un șervețel parfumat. Nu e o glumă. Da, era un șervețel parfumat. Doi. Ceea ce mi s-a părut, sunt simple observații de parcurs, subiectul este imens, ca și prezentarea de altfel. Ceea ce mi s-a părut interesant este că cei care au luat în cadrul referendumului, cei care au luat referendumul la propriu, s-au implicat trup și suflet, și mai mult suflet în referendum, este că au fost ierarhi, nu le dăm numele în bună regulă pe care ați instaurat-o, au fost oameni care aveau o bună cunoaștere a Occidentului și o bună cunoaștere a mutațiilor care s-au petrecut. Aceștia nu s-au implicat? S-au implicat foarte mult. Aha. Și trei, și cu asta la termin, cu toate că sunt atât de multe de spus, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și cred că aici s-a produs o mare schimbare, este că aceste mobilizări ortodoxe au împrumutat foarte mult din stilistica neoprotestantă, evanghelică, de la tăzit de acolo. Chiar și felul de a se mișca pe scenă, la propriu. Chiar și felul de a vorbi în spațiu public, de a face propagandă în spațiu public. Sunt intelectuali ortodoxi, iarăși nu-i numim, care au făcut de data asta o punte între două lumi, lumea neoprotestantă și lumea ortodoxă. Și credeți că aici, pentru nu prima oară, dar trebuie un viguros fenomen sincretic post-90 în cadrul religiozității. Ce aș putea să spun și e foarte bună observația ta, Mirel, unul cu ierarhii din Occident, care într-adevăr ai dreptate, s-au implicat mai tare decât foarte adevărat și e de văzut de ce, și doi, cu intelectualii și cu stilistica neoprotestantă. Trebuie să spunem un lucru. Mulți intelectuali ortodoxi din România, sau care își spuneau această, care își mărturiseau de multe ori o profesiune de credință ortodoxă, trebuie să recunoaștem că, de fapt, erau stânjeniți cu lumea rituală, lumea materialităților, ritualurilor, relațiilor concrete ortodoxe. Și ei, la rândul lor, cultivau un tip de... Țin minte cât de important a fost cartea lui Dan Mihăilescu, care a mers la un moment dat la Muntele Athos, și el a mărturisit că, de fapt, el de 20 de ani scria despre importanța culturii religioase, lumea interbelică, ortodoxie, dar el nu făcea parte din lumea rituală, din economia concretă a salvării. Ce încerc eu să descriu e faptul că orice mobilizare politică, orice tip de organizare, orice tip de politică am face și de comunitate am inventa, e o idee filozofică și nu teologică, faptul că ea nu poate
asuma cu totul și asimila cu totul dinamica economiei mântuirii creștine. Și aici e, asta e de fapt ce trebuie noi să vedem, cum această dinamică produce reacții și contrareacții. Noi avem această idee pe care Coaliția de Familie o folosește și acum, pentru familie, pardon, că ei au ajuns la un consens, că ei reprezintă economia mântuirii creștine în acest moment istoric în societatea românească. Și pot să aduc, dar nu are rost să intrăm în texte concrete, pentru că eu sunt mirat că mulți ierarhi n-au luat, n-au luat atitudine împotriva mobilizării a ideii de mărturisire în aceste tipuri de contexte politice. Noi știm, e o întreagă poveste cu crezul, cum a migrat ca și realitate rituală de la botez, da? În sânul liturghiei și după aceea a fost ritualizat și după... Crezul și mărturisirea și martiriu e o treabă care în orice mobilizare politică care presupune chiar schimbarea Constituției să fie articulat și motivant și... Deci ce a fost pentru mine interesant e cum a reușit această mobilitate să creeze această reprezentativitate creștină de facto și să spună în acest moment istoric noi și eu ca și etnograf al lumilor ortodoxe mărturisesc că am simțit că mulți dintre ortodoxii pe care am întâlnit au fost trădați într-un fel de ierarhii care au fost luat de acest val al mobilizării. Pentru că e, îți dau un citat, Mirel, dintr-un ortodox îmi spune: omule, nici n-am avut timp să mă gândesc dacă e ce e cu referendumul ăsta, ce e cu Constituția, pentru că mi s-a și spus că ai trădat sau nu ai trădat pe Hristos, că îl trădesc sau nu îl trădesc pe Hristos. Păi stai un pic, de la faptul că eu am, trebuie să am un spațiu în care să pot delibera, în care să pot să pun conștiința la lucru și faptul că mi s-a și impus presiunea mărturisirii și a faptului că poate îl trădesc pe Hristos, dacă e o distanță enormă. Iar eu sunt primul care recunoaște, în baza muncii etnografice, că tipul de etică, de deliberativitate, de argumentativitate a omului religios se forjează în alte spații decât în ceea ce noi numim spațiile seculare ale raționalității discursive. Da, ele se reformează în ideea de disciplină, autoritate, duhovnicul contează enorm. Noi știm că relația cu ascultarea de duhovnic, relația afectivă cu duhovnic. Deci noi trebuie să acceptăm această diversitate și această lume alternativă a eticului, da? În cazul oamenilor religioși. Dar în același timp trebuie să indicăm și faptul că această mobilizare politică, oricât de bine făcută și de masivă a fost în cel puțin în momentul cele 2-3 săptămâni dinainte, nu poate în niciun caz să asimileze întreaga suflare creștină din România. Și faptul că ierarhii și Biserica Ortodoxă într-un fel sau altul i-au trădat pe acești creștini care în comunitățile lor încercau să aibă o relație foarte reflexivă cu tradiția. Da? Dom'le, ce e asta cu împărtășania rară sau deasă? Ce e asta cu spovedania? Ce e asta cu relația cu duhovnic? Ce e o liturghie adevărată? De ce avem nevoie de iconostas? Oare iconostasul nu ne ține de parte de euharistie? Cum pot să mă identific și să asimilez trupul divin, trupul dorit, da? Care e în centru economiei creștine? Păi împărtășania una, icoana e alta. Dar vin alții și spun, stai un pic, că icoana potențiază euharistia. Deci e o întreagă diversitate teoretică care nu e o diversitate academică. Astea nu sunt discuții ale academicilor. Sunt discuții ale concrete ale unor creștini. Eu am interviu și am scris un articol publicat în engleză despre o doamnă fostă muncitoare care avea aceste probleme etice legate de ritual, de împărtășanie. Nu era un problem unui academic, unui teolog. Erau probleme cum pot să intru în această economie a trupului dorit. Cum pot să îl imit pe Hristos? Cum pot să fiu mai aproape? Păi, felul în care preotul, prin iconostas, prin prezența lui masivă sau prezența lui mai discretă, și aici arhitectura e importantă, e mai aproape sau mai departe de mine. Felul că noi zicem Hristos în mijlocul nostru, dar doar preoții se sărută, iar
comunitatea nu mai participă în sărutul păcii, care era în creștinismul primar, pe gură, între bărbați și bărbați și femei și femei. Era acest principiu. Ei, oamenii se întreabă, păi dacă spunem că Hristos e în mijlocul nostru și nimeni nu se împărtășește, ei, ce e asta? Ce tip de Hristos? Unde e El? Ei, aceste discuții eu nu le-am inventat ca academic care cercetează această realitate, ci le-am descoperit pe teren. Ce e interesant, și aceste spații argumentative, cum le-am numit eu, au creat și realități sociologice foarte concrete. Rețele de YouTube, rețele de bloguri, întâlniri la mănăstiri, întâlniri în tot felul de spații. Am făcut etnografie într-o fostă centrală termică transformată într-o mică capelă bizantină, în care oamenii se întâlneau și discutau probleme de genul ăsta. Deci oamenii fac... La Cluj. Această realitate a reflexivității, a criticii, a argumentativ, există. Dar dintr-o dată ea, în acest vuiet al mobilizării unanime, care încearcă, politic vorbind, să creeze ideea de reprezentativitate, cine suntem noi, dintr-o dată acest spațiu delicat, care s-a constituit cu greu la firul ierbii, a fost măturat. Iar ierarhii ortodoxi, în loc să fie atenți la această dinamică spectaculoasă a felului în care ortodoxii se raportează la credință și din căldicei poate devin asumați, au șters-o cu buretele într-o declarație care spune: suntem de acord cu acest vuiet. Ok. Da, corect. Am o precizare scurtă la ceea ce ai spus tu. Mie mi s-a părut că în opinia publică din România, în mass media, a ieșit cumva că referendumul ăsta pentru familie este un fenomen, o situație românească. Și mi se pare relevant că nu e o situație românească și că o organizație asemănătoare sau având în spate aceleași confesiuni evanghelice au încercat aceeași rețetă pentru țări cum ar fi Slovacia și Croația. Exact. Și Rusia. Deci ideea de valoare tradițională ca și concept juridic, ca și cadru juridic propus explicit la Națiunile Unite de ambasadorul rus, acum vreo 3 sau 4 ani, ca alternativă, ca și cadru juridic alternativ la dreptul om, e o realitate transnațională. Iar de aceea e interesant că niște denominații pentru care cuvântul tradiție e ceva oribile dictu, adică denominațiile protestante, dintr-o dată intră într-o alianță transnațională în jurul apărării valorilor tradiționale. Dar, repet, să nu uităm, în miezul, și asta are legătură cu ce spui tu, cu mobilizarea transnațională, în miezul noțiunii de valori tradiționale este ideea de gen, sexualitate și disciplinarea într-un fel sau altul al sexualității. Această cultură a purității, adică această cultură care leagă disciplinarea sexualității de efecte politice și de posibilități politice, e o chestie care stă în spatele acestor mișcări, după părerea mea. Scuze, e interesant de văzut dacă în țările astea a funcționat, că intrarea a fost la fel, pe părinți, pentru ora de religie sau nu. A, da, da, nu știu. Asta nu știu, asta e interesant. Nu știu, nici eu nu știu. Da. Nici eu nu știu. În ceea ce privește decizia finală a sinodului, cred că nu ne vorbim deloc despre chestiune imensă, totuși asupra membrilor sinodului de a da acest răspuns final. Presia din partea cui oare? De jos, mobilizarea s-a făcut de jos în sus. Da. De la nivelul credincioșilor și a preoților. Și chiar de la nivelul, să spunem, al creștinilor latenți care intervin brusc și se interesează de o chestiune pe care o poți înțelege. Și aici mi se pare foarte interesant să vedem cumva de discuția de la început despre diferența între creștinismul din societate și disciplină. Exact. Dintre creștinismul... Aici e un tip de disciplină care se impune de jos în sus. Sunt câțiva erari care s-au implicat de la început, dar sinodul și patriarhul s-au implicat la sfârșit. E adevărat. De asemenea, e practic, e discuția despre referendum pentru ca
familie, e practic tocmai ce ne spuneai, fenomenul de juridizare a tradiției. Aici mi se pare imprudentă noțiunea pe care o folosesc de cultura purității, pentru că în discursul despre valorile tradiționale, inclusiv în discursul Bisericii Ruse, în documentul de doctrină socială a Bisericii Ruse, ceea ce contează este afirmarea principiilor, nu este disciplinarea vieții individuale, care e conceptul central al culturii purității din Statele Unite. Cred că ai dreptate cu termenul de cultura purității. Eu l-am preluat direct din, din cercetările actuale despre lumea evanghelică. Da, dar nu, s-ar putea să ai dreptate. Mie nu-mi place termenul general de cultură, care poate fi foarte grav. Ce mi-a plăcut e... Acum, nu știu că sunt de acord cu tine, dar iar mărturisesc că nu pot să am un răspuns așa final. Dacă în aceste valori tradiționale se afirmă principii, sau totuși se afirmă și principii în actul, proceduri prin care aceste principii... Că nu spunem doar că geneza există și trebuie să punem geneza în Constituție. Noi spunem că geneza trebuie concret activată în familii tradiționale care se facă copii, în societățile noastre. Deci nu știu dacă valorile tradiționale sunt doar despre principii. Iar legile rusești, în baza cărora care au fost activate după ce Kiril a vorbit despre, de către Putin, sunt legi foarte concrete legate de violența domestică, despre de drepturile copilului, în general de, legi care au defavorizat femeia și copilul, tocmai pentru a crea această idee de patriarhalism care cu adevărat poate să susțină o familie creștină. Asta, deci, dar n-aș spune așa ca o... Mă întreb dacă valorile tradiționale sunt doar despre principii și că doar principiile sunt juridificate și codificate în termeni legali. Nu știu încă. Cred că e vorba și de proceduri, efectiv, de felul în care acele principii sunt articulate concret acum în societățile noastre, prin diferite legi, după ce avem acest cadru. Mulțumesc. Ioan Popescu mă numesc. Păi cu salul nostru, eu observator civic, întâmplător, la referendum am fost președinte de secție de votare. Având în vedere munca laborioasă pe care ați desfășurat-o și ați făcut în acest material, mă surprinde că, sau cel puțin n-am înțeles eu, ar fi fost indicat să fiți măcar observatori cele două zile. Pentru că prezentați acum materialul ăsta văzut de sus, și religios, și politic, și din interior, și din exterior, văzut așa. N-ați fost la firul ierbii, n-ați fost să simțiți turma, oile. Să vedeți în cele 12 ore, sâmbătă și duminică, nedumerirea personalului care venea și vârste, și de braț, el și ea, cum veneau să... persoane care solicitau urna mobilă în cărucior, aduse de încă două, deci eforturi care se făceau, dar când ajungeau în fața secției și se uitau la modelul de buletin de vot, erau căzuți din lună. Și acum revin cu, dacă participați în calitate de observator, ați fi observat că mesajul, mobilizarea pe care a făcut-o politicul și religiosul și creștinul, n-a ajuns la turmă. Fie că n-a fost înțeles. Și aici ar fi interesant, ceea ce n-am înțeles, deci n-am găsit un răspuns sau o rezolvare, o lămurire, pentru că mesajul n-a ajuns, e lipsă de cultură generală, la urmă, sau care nu. Și cred că asta ar fi trebuit să faceți noastră ca să fie mai lămuritor materialul. Mulțumesc! Da, mulțumesc! N-am fost ca observator. Ca să fiu cinstit, ca să vă răspund la întrebare, nu cred că a ajuns într-adevăr mesajul mobilizării până la ultimul creștin din România. Asta e clar.
Doi, nu cred că am vorbit de sus pentru că în acele zile ale ăsta am stat de vorbă cu cât mai mulți creștini posibil, de la preoți, credincioși, chiar dacă în zilele referendumului efectiv nu am fost la urne, dar conced și accept descrierea pe care o faceți dumneavoastră. Deci, problema acestei mobilizări nu e dacă a ajuns la fiecare creștin. Problema e cum a creat ideea că reprezintă întreaga suflare creștină. Că după aceea la urne s-a văzut că e o idee ambițioasă, asta e altă poveste. Dar ce e interesant în mobilizare e tocmai această resursele pe care le-a pus la bătaie. Dom'le, avem puterea reprezentativă să schimbăm Constituția. Ei, acum se poate discuta în termen de strategie electorală de ce n-a ajuns. Poate timpul, campania electorală a fost prea scurtă, anumite partide politice care au zis că se implică, nu s-au mai implicat. Asta e altă discuție. Ce vreau să spun e că economia creștină, pe care am încercat să descriu foarte, foarte concret prin apelul la șervețel și la iconostas și nu la concepte teologice, da? Aceasta funcționează oricum în toate satele în care există un preot, o biserică, o mănăstire, un duhovnic, niște moaște, o icoană. Deci, cu alte cuvinte, această pretenție de reprezentativitate nu are o bază nu politică sau de strategie, n-a reușit, ci nu are o bază, ca să spun așa, filozofică și antropologică. Înțelegeți? Da, mulțumesc. Te ocupi tu de...